ședință. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local din 19-a 12-a 2019 cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Pocaru Petre a președintei de ședință pentru luna ianuarie. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Târgu Trotuș pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind organizarea structurii de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor aflate în responsabilitatea arhitectului șef, funcționar public cu funcția de conducere, șeful structurii de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriale și autorizării executării lucrărilor de construcții la nivelul aparatului propriu. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2020 pentru Compania Regională de Apă Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor înfăcmite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 3-2019. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1-a al comunei Târgu Trotuș. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate conform planului anual de evoluție a taxei actualizat pe raza OAT Târgu Trotuș pe anul 2020, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare, poduri și poduri, în comuna Târgu Trotuș, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului devenit pentru anul 2019 al comunei Târgu Trotuș. Și ultimul punct, bineînțeles, diverse. Permiteți-mi, vă rog, să intervin asupra ordinea de zi. Avem la punctul 5 proiectul de hotărâre privind organizarea structurii de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor aflate în responsabilitatea arhitectului șef și așa mai departe. O să le tragem, da, deocamdată de zi. De unde v-ați dat seama, domnul? Din start. Deci mi-a zis că proiectul 3, retrageți proiectul, că aveți dreptul. Posibil. Inițiator. Așa, da, am dreptul, în dreptate. Așa, o să retragem proiectul până la emiterea normelor metodologice de aplicare a legii 50 din 1991. Da? Da. Deci propun pentru votare. Cine este pentru în afara punctul 3, care este retras de pe ordinea de zi? Cine este pentru? Înainte de a începe, avem procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 29-a 11-a 2019. Dacă are cineva ceva de obiectat asupra domnului Liviu, domnul Bob, domnul Liviu, atunci când descrim la cuvânt, să facem în așa fel să fim mai operativ și să lăsăm persoana respectivă să știe bine discursul. Rândul trecut, la diverse, am trecut acolo doamna secretară, dar am întrebat pe domnul inginer de la construcții, n-am întrebat ca să mă aflu în discuții. Am întrebat dacă proiectul respectiv de execuție la Vișoara prevede numai canalizare, nu și lucrările cherasamentului. Doamna secretară a omis, nu m-a trecut acolo, nu putea să m-a trecut. Dar era important ca să cunoaștem tot ce este vorba. Când am zis vorba de autocredere, nu era problema că a trecut istratul. Problema că a stricat mai mult și nu trebuia să strice. Deci se treabă cu la mapă, o trecut să poată ridica benzina, așa sau motorină, și restul, unii este gros, se dei, dar nu strângi mai rău decât ei. Deci așa, asta am văzut. Dacă vreți să faceți completări, acest proces verbal vi se punează dată în materialul de ședință. Veniți acum, se cred că domnul Bureanu a venit două și a făcut completări în vreo la mine. Niciunul nu veniți. Lăsați în ziua ședinții să discutăm în ședință procesul verbal. Atunci să vi-l mai pun în ziua ședinții, nu vi-l mai dau înainte. Nu, doamnă secretară, nu este problemă. Deci eu stau și mă străduiesc că atunci durează foarte mult și de corectat un proces verbal. Vă rog, faceți, v-am zis întotdeauna, faceți completările, dacă s-o emiți ceva din procesul verbal. Nu am nimic împotrivă să completăm, e dreptul dumneavoastră, s-a pus în discuții în ședință, dar veniți înainte de ședință. Nu dumneavoastră suntem vinovați. Vinovați suntem noi toți, pentru că eu când am luat cuvântul, domnul Soponaru mi-a dat cuvântul ca să vorbesc, atunci a fost un gran Bureanu. Am înțeles că nu totdeauna, dar v-am zis că n-am văzut făcut completări. Încercați să veniți... Deci să nu încercăm să ne mai oprim unul pe anul. La aici, să terminem pe anul. Să după aia, da? Am înțeles. Și acum vreți să faceți vreo completare la procesul verbal? Nu, 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 am luat atenție așa. Da. Doamne, să fie foarte subțin. La proiectul numărul 7, când a venit domnul Georgescu, reprezentantul temei respective, noi am aprobat, am fost îmbunătățiți cu acel plan de 2,25%. Iar în concluzii, dânsul a spus că în momentul în care va fi, când vede că este aprobat de Consiliul Local, va trece la continuarea lucrărilor. Vreau să știu, au început, au reînceput, mai bine zis, nu au ajuns. Mulțumesc că este o dezbatere mai lungă asupra acestui punct. Aș avea și eu câteva precizări. Pentru că este... va să intre la diverse. Bun. Supun la vot cine este pentru procesul verbal din data de... Trecem la ordinea de zi a proiectelor. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Pocaru Petre, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020. Cine este pentru obiecții? Da? Al doilea punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Târgu Trotuș pentru anul 2020. Înscriere la cuvânt. Domnul Pocaru. Și bănuiesc că pe parcurs dacă este atunci. Poftiți, domnul Pocaru. La capitolul numărul 5, taxe speciale. Litera 1. Pentru persoane fizice, 90 de lei, pentru anul persoane, și așa mai departe. Dar nu apare pentru persoane juridice. Apare în proiectul numărul 1, la taxa specială. Este proiect separat. Numărul 8 este... Sau cât mai? 7. 7, da. 7. Da? Ajungem acolo. Înainte de cineva și o mențiune, ar trebui să spunem că din 90 de lei persoană pe an, după aia vine 160, probabil s-a luat o derogare. Adică să le fie mai ușor. Am înțeles. Eu aș vrea să întreb pe doamna secretară dacă a fost pus acest proiect pentru dezbatere, dacă a fost afișat. Bun. Dacă a fost afișat, consider că cetățenii din comuna Târgu Trotuș nu solicită nicio schimbare privind acest proiect de hotărâre, cu atare eu nu pot să fiu împotrivă. Deci dacă a fost dezbatere, iar cetățenii nu au venit cu nicio soluționare sau nu au spus că noi nu sunt de acord pe un capitol sau, eu știu, pe o direcție, înseamnă că aș vedea de oportun. Deci cine este pentru? Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind studirea de la plata impozitului pe teren 2020 pentru SC Compania Regională de Apă Bacău. Ați citit, bănuiesc, și referat și toate. Dacă sunt discuții pe acest proiect. Da, am o singură întrebare. Da, da. Mă gândeam că poate proiectul ăsta îl avem în fiecare an. Să facem băgat pe o perioadă mai lungă. Așa ce lege. Tot anul avem, 6 ani, mai cât avem. Dacă după aia se ajunge la acte adiționale, gândesc. Se poate sunt plasate ventile, țăpuri, nu știu ce, de ăștia țacurile, acolo, nu e o problemă. Dar ca să nu mai apară la acela proiect de hotărâre pe care am, deci cum apar dansele și să stabilesc astea? Da, așa tot. Deci nu putem interveni asupra. Alte discuții. Dacă mai sunt înscrieri, deci mai dorește cineva să aducă completări, nu? Vă rog, vă rog. Cine este pentru proiectul? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 3. Înscrie la cuvânt. Cine dorește să... Deci nu dorește nimeni, da? Iau cuvântul eu atunci, pentru că și eu vreau să aduc completări. Am așteptat să văd dacă colegii mei discută pe acest punct, pentru că, după câte știm, rândul trecut nu s-a aprobat execuția bugetară asupra cheltuielilor. S-au spus câteva intenții care s-au specificat o lege care trebuie respectată pentru a putea fi discutat mai pe larg. Văd că acum au fost și mai succint, în loc să ni se aducă mai multe detalii. Deja tabelul pe luna asta, secțiunea de finanțare și de dezvoltare, deja nu s-a mai pus. Deci ceea ce înseamnă că în loc să fie adus mai multe detalii, consider că mai puține hârtii. Deci asta este. Deci dumneavoastră, domnilor, și împreună cu mine... Îmi dați voie, vreau să spune. Dar lăsați-mă... Au confundat rectificarea. La rectificare nu este secțiunea dezvoltare. N-au anexele la execuție. Dar le-ați avut ședința și n-a fost nicio modificare. Eu asta spun. Deci n-a fost nicio modificare. Eu mă înțeles. Dar în loc să fie, măcar bunul simț, adică să fie pus și tabelele alea, deci nouă ni se aduc mai puține hârtii ca luna trecută. Ca atare, asta înseamnă ca să votăm. Deci, eu spun așa. Articolul 49 din 273, vă repet permanent și mereu, spune în felul următor. Deci, articolul 49, da? La aliniatul 12. Și, domnilor colegi, să țineți minte, adică citesc de fiecare dată la ședință și am să citesc încet. Da? În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu, în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Deci eu întotdeauna specific ca atare, acum în luna 4-a, așa spune aici legea, că deja în luna decembrie și nu mai târziu de luna decembrie trebuia să avem execuția bugetară pe trimestrul 4. Noi discutăm deja de trimestrul 3. Vă invit pe 31, după ora 4, să ne întâlnim la bucărie. Eu, acum, în prima secundă, știți unde mi s-a dus mintea? Că mă invitați la Revelion, pe 31. Deci mintea mea s-a dus imediat. Mă invitați la Revelion, pe 31. Aici, eu, prima secundă, acolo mi-a trecut. Adică îmi faceți invitații la Revelion, pe 31. Ca să fie execuția bugetară, ultima plată o facem pe 31 la ora 10. Eu nu spun din capul meu, eu citesc ce spune legiuitorul. Deci legiuitorul așa spune, eu așa spun. Deci nu dictez eu că e inițiativa mea. Deci legiuitorul a stabilit aceste reguli. Deci regulile care le-a stabilit legiuitorul, alea trebuie făcute. Iar pentru treaba asta, eu întotdeauna v-am explicat și atunci. Da? Deci ați venit... Nu, eu am pentru mine, că eu mă documentez, domnul primar. Deci eu și atunci v-am întrebat. Ce înseamnă, deci, și alte cheltuieli, dumneavoastră m-ați trimis, în loc să specificați suma, diferența de la consilierii locali și cine mai era cineva plătit. Am fost anul. Păi și v-am spus că crește de la o lună la alta cu 200 de milioane bani pe consilierii, că câștigă 200. În trimestru, domnul... Doamna, eu am aici, da, de la Ministrul Finanțelor, dar eu mă uit. Deci, într-un trimestru înseamnă că noi avem 200 de milioane, că iar atunci vine în contradict. Deci, într-un trimestru, consilierii, toți 15, încasează numai 200 de milioane în 3 luni de zile. La ce vă uitați dumneavoastră cu mii lei acolo? Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră. Eu înțeleg. Deci, eu v-am spus ce înseamnă, că aici prevede, da? Deși m-am uitat. Și v-am întrebat și atunci. Indemnizații plătite unor persoane din afara unității. Dumneavoastră ați răspuns că banii ăștia îi primește per total consilierii, dar țineți cont ce vă spun că este în procesul verbal, care spuneți că mai este plătit și altcineva, dar nu ați dat numele. Cine să fie, domnule, plătit altcineva? Bun. Haideți să luăm atunci procesul verbal. Persoanele din afara unității, consilierii sunt. Deci, haideți să vă spun, domnul ministru. Păi foarte bine. Aș avea, dacă mă sună dânsul, înseamnă că sunt un om foarte influent. Și ar fi foarte bine. Mie mi-ar plăcea. O să mă sune și președintele dumneavoastră. Nu numai de partid. Păi la mare. Dar acum, haideți să citim aici procesul verbal. Ce ați zis? Păi nu am citit, dar dumneavoastră spuneți și nu pot să... Adică dumneavoastră spuneți, da? Nu, nu, nu. Deci doamna contabil la întrebare... De mine, da? Spune, da, domnule Bureanu, când am încheiat contul de execuție, dezăzirea a fost la 1 ianuarie 2019, dumneavoastră știu că doriți fiecare leuț să-l trecem, dar să știți că se muncește suplimentar fără un leu în plus. Și acum iar vine. Doamna contabilă, deci la întrebarea... Ascultați la mine. Deci la întrebarea mea am spus așa. Deci, suma de 200 de milioane... Am constatat că de la o lună la alta suma crește cu 200 de milioane. Aceștia sunt banii noștri și dumneavoastră spuneți aici. Mai sunt, deci dumneavoastră ați declarat. Mai sunt și alții, adică indemnizații salariale, când am spus și, înseamnă și altcineva. Deci dumneavoastră ați declarat aici. Nu am. Când ați spus și... Salarii, administrație și indemnizații. Așa am spus. Deci eu v-am spus, nu altcineva din afară, da? Păi da, da, aici spune clar, și aici la noi spune indemnizații plătite unor persoane din afara... Cine sunt persoanele care bănuiesc dumneavoastră că iau? Nu, dar eu nu bănuiesc, dar dumneavoastră spuneți. Da, da, da. Păi și atunci suma asta, eu m-am întrebat, cum se justifică suma de 200 de milioane, că 215 nu e atâta? Păi dar nu știu, eu v-am întrebat. Adică nici n-ar trebui să vă întreb. Sincer, din punctul meu de vedere, ar trebui să întreb ordonatorul de credite. El semnează, el trebuie să știe. Deci suma aia. Nu că e specialitate, dar dânsul se... Domnul Brean, deci banii ăsta se duc, vă zic că e experiență, pentru că în afară de cei 500 și ceva mai sunt și banii impozate, da? Care 500 și ceva? 500 și ceva de lei pe care îi luați în fiecare lună. Dar domnul primar, eu asta v-am întrebat, că la 15 consilieri, cât este indemnizația totală? Că de asta v-am spus. Puneți, domnule, transparent, ca la alte unități, puneți... 150 de milioane. Bun. Păi și atunci eu asta am întrebat, până la 200, ce înseamnă? Dar nu este... E vorba de o lună. Dar eu am întrebat... Ce înseamnă? Adică diferența aia. Da? Și dumneavoastră mi-ați aruncat atunci. De ce nu întrebați? De ce nu întrebați furnituri de birou? Da? Așa ați spus. De ce nu întrebați de furnituri de birou? Așa este. Pentru că de asta este execuția bugetară, este pe capitole, subcapitole și alineate. Da? Dumneavoastră trebuie să ne aduceți exact cheltuielile care se fac. Și nu îmi puneți aici că... Domnul Bureanu, mai mult decât asta, eu nu văd... Deci, dar nu așa. Vreți să vă arăt, las ascult cum s-a făcut? Deci, corect. Deci, las ascult. Este pus pe site. Foarte frumos. De exemplu, și la administrație, da? Exact. Cât ia? Deci, administrația și așa și pune. Cât are voucher de vacanță, da? Deci este pus, când se face o rectificare de buget sau execuția bugetară, acolo se specifică. Indemnizații și rană. Pentru că ăsta vin la autorități, da? Cât are pentru indemnizații și rană, cât are unul voucher de vacanță, contribuții asiguratorii, materiale pentru curățenie, că se plătește. Deci, fiecare încălzit, iluminat, apă, canal, deci dumneavoastră, astea le faceți practic toate, da? Deci carburant. Asta este succint, adică eu vreau să văd exact cum este aici, să văd și eu la fel. Și atunci am dau seama toate cheltuielile unde s-au dus. Că s-a dus pe carburant, că s-a dus deci, la consilier, că s-a dus la primar, că s-a dus la vice, că s-a dus toate cheltuielile aferente pe autorități publice. Da? Deci asta vreau să zic. Iar la transporturi și în continuare, și la transporturi tot la fel. Deci și transportul e exact la fel. Nu v-am scris. Păi nu, nu. Dumneavoastră îmi dați, nu-mi dați detaliat. Deci îmi dați numai... Deci, dar nu mă invitați în birou, doamne. Dacă este mult ca față, dar nu mă în birou. Eu am fost astăzi la dumneavoastră și v-am cerut câteva... Păi da. Păi de ce tot mă invitați așa? Ba mă invitați pe 31 la Revelion, ba mă invitați la dumneavoastră, pe ceva. Vă dați prea mult în seamă. Păi dar nu, dar tot mă... Vă ridicați cota prea mult. Deci nu ridic. Eu vreau să zic, deci... Aici, deci... La ce? Deci... Lasă spus. Bun, este. Deși pe fiecare în parte, da? Protecția civilă și protecția contra incendiilor. Este detaliat. Deci orice este detaliat, domnilor. Orice ban unde se duce, deci este detaliat. Asta nu înseamnă... Bă, nu. Da. Bun. Bun. Deci, dacă este, atunci eu am să... încheie discuția mea și vă las pe dumneavoastră. Dacă considerați că vă sfidezi. Am înțeles. Da? Deci nu mai aduc documente. Deci nu mai sunt discuții. Da, vreau să plec ceva. Dacă s-a făcut recepția la aleile pietonale și să ne spuneți exact la ce sumă s-a ajuns. Am văzut un reportaj la Onești. Știți că s-au făcut alei pietonale de la Sers Geratoriu până la Flanco. Așa? Și domnul primar spunea că deci pe o parte și pe alta, că au ajuns la 4,5 miliarde lei vechi. Așa? Și știm că este o suprafață mare față de suprafața noastră. Ar vrea să știu cât a ajuns de la noi de pahar și să știe lumea exact suma care s-a dat acestor alei pietonale. Nu s-a făcut încă o recepție, nu avem încă la dator. O să vă fac un calcul și o să vă pregătesc niște documente ca să le aveți, inclusiv aleile și cu tot ceea ce înseamnă intrările la curs cu betoane, că noi locuri am mers pe varianta de betoane, așa, și dacă vreți și după, acum imediat, să vă dau. Da? Deci am făcut o sumă, deci la noi a ajuns, a fost odată 290. Păi el, da. Și cu încă 109, deci aproape 4 miliarde. Nu, am avut discuție. Dar rămâneți după imediat și o să scot tot ce avem și o să vă dau. Mai are de completat vreun coleg? Și la Căminul Cultural de la Tuta? Se mai face ceva? Da. În ce stadiu? Cum? Discuția se poartă între constructor și proiectant. Au avut niște probleme. Se lucrează în continuare. Probabil o să primim și soluția de la partea afirului. În prima fază știți destul de bine că nu a fost cea mai bună soluție care ni s-a dat. Am avut comisii din partea lor, urmează să se identifice cea mai bună variantă, pentru că constructorul zice că nu vrea să continue dacă va trebui să facă lucrarea în banii ăștia. Iar e o problemă. Acolo noi am prins căminul pe modernizare, reabilitare și așa mai departe. Deci să-l dea jos. Aici discuțiile se poartă acum între proiectant și executant. Eu zic că probabil în ianuarie, dacă ține vremea, o să se apuce și acum. Domnul Babă. Adică acum întrebarea care nu mai spun degeaba o pun. Ca să ai votat, că se părăsească sala de ședință. Data trecută s-au votat cu 7 voturi pentru acest proiect de hotărâre. 8 au fost abțineri sau împotrivă. Acum, datorită reacții de care a dat dovadă un acotat, eu personal nu mai sunt pe aplicare de hotărâre. Adică vine aici să ne explice sau să se cere, sau să se supere și să plece. Da. Aș mai este ceva. Aici cu de jos. Vreau să întreb, dar ce să întreb? Cu alimentarea cu apă. Lucrăți la apă. 29.000 de lei aici. Reparații și materiale cu caracter funcțional la sistemul de alimentare cu apă. Ce s-a făcut? Noi tot timpul am știți la Târgu Trotuș unde am schimbat. La deală spre cimitir știu că am avut extindere. La Tuta am avut acum recent. Deci asta e vorba de 30.000 de lei, nu aproape. Înseamnă tot ceea ce înseamnă piese. Și reparații sunt acele sporturi care au apărut în sudură, știți, la Vișoara. Da, ne-am confruntat cu mai multe sporturi, nu știu ce se întâmplă. Și a trebuit cumpărat ceva din nou? Da. Deci am remontat tot felul de piese, nu știu, strada de sprintare la București, noi acolo. A fost problemă. Am avut 200 de metri. Mai dorește domnul Popov. Este bine că dezbatem proiectul de dezvoltare multibugetară, dar cum am și toți, într-adevăr, dar trebuie să precizez că totuși este nevoie de salariu, este nevoie de bani, mai ales la totul de ani. Dar mă tem cu tot, acest proiect va fi țin să vă precizez sau să vă spun. Ceea ce votăm noi acum, îți bani cheltuiți. Deci nu aprobăm noi rectificare. Asta nu e rectificare ca să dăm bani de acum. Îți bani cheltuiți care nu se justifică. Deci asta e problema. Deci de ce ați ajuns dumneavoastră la nu se justifică? Păi da, dacă nu aduceți dovezi coerente. Și haideți să vă spun un lucru. Mi se pare de bun simț. Noi avem Caterpillar, da? Așa. Păi noi efectuăm, am efectuat acum la reparații la apă, am efectuat caterpilarul nostru, stătea în spate și lucra alt caterpilar pentru desfăcușanți. Și asta nu vă dă normalitate. Ați luat în calcul acum, caterpilarul nostru nu încăpea acolo? Domnul primar, dacă stătea în spate, înseamnă că în spatele ruralii. Dar la Vișoara, haideți că acolo n-am făcut, dar la Vișoara s-a făcut cu alt caterpilar, da? Pe o zonă unde era destul de larg. Și atunci, lucrare. Vă referiți la pârâ. Se face cu alt utilaj. Deci astea sunt lucruri care este destul de mare. Eu am înțeles. Deci trebuie să apelăm și la ajutoare când putem. E domnul Sabău aici. Și aș vrea să-l întreb. Când a făcut dezăpezire, a făcut cu 7 utilaje. Dânsul a făcut cu 2 utilaje și a făcut față. Noi avem 2 utilaje acum și nu facem față să săpăm un șanț. Deci ăsta este efectul. Deci ăsta este efectul. Și noi spunem că, domnule, dacă mie nu mi se aduce banii, deși exact asta este relevant. Deci mi se spune că nu s-a plătit aleile pietonale. Păi parcă într-o ședință s-a discutat că s-a dat 2 miliarde și nu știu cât și am și propus ca să mai facem și pe tronsonul celălalt. Am zis că nu paralel. Recepția. Deci înțeleg că s-a plătit fără recepție. Nu, domnule. S-a plătit documentația în prima fază, cum poți să faci după un proiect, da? Deci mai avem bani. Deci eu am înțeles foarte simplu. Domnul Bureanu, eu m-am referit aici la ultimul, că acest proiect, care o să trebuia să fie discutat și în ianuarie, pentru că e discuția pe trimestrul 3, acum, în ianuarie o să discutăm pentru trimestrul 4. Și care este până, atâta discutăm până când se aduc documentele necesare. Asta este cea mai corect. Deci din punctul de vedere. Când s-au adus documentațiile necesare pentru a trece acest proiect? Bun, vă rog. Bun. Haideți să supunem, dacă mai sunt discuții, vă întreb. Nu? Aș vrea să mă spun și eu întrebare. Deci, nu vreau să repet ce a zis domnul Bureanu Clement, referitor la cheltuielile care s-au făcut. Nu, Bureanu Clement. Clement, Petre. Și să fie într-adevăr specificat. Cum a dat doamna vice răspuns la 2 de lei care s-a cheltuit. Da. Lucrări de care s-au apucat, că lumea nu știe chiar dacă ce. Lucrări de mentenanță la luminatul public. Ce să înțeleg? Schimbatul depilor, bănesc, altceva nu văd. Nu, mai am făcut de acolo la Vișoara, nu am o problemă asta. Ar trebui măcar pus în paranteză. Adică enumerate toate lucrările. Nu enumerate. Deci, puse și explicate mai cu lux de amănunte, ca să fie din înțelesul tuturor. Noi poate aici înțelegem, dar... Vezi. Am înțeles, da. Ședința de comisie, la bibliotecă, de exemplu, 85.000 de lei. Scrie aici cheltuieli personale. Vedeți că salariul oamenii din pe total și s-a mai cumpărat, știi? Păi da, s-a cumpărat, dar aici spune și voucher. Deci toate intră acolo. Deci toate ce intră, dar nu numai atât. Mobilier, aparatură birotică și alte corporale. Deci sunt și lucruri care, deci nu intră toate. Curiozitate. Am văzut că la... Poftim? Așa se cheamă. Da, da, da. Da, da, este o sumă în dreptul. Deci este o sumă în dreptul. De curiozitate, acum am avut că aveți datele de la Sascut. La ei cât ar fi? La noi cât ar fi? Domnul primar, eu nu dăm merele datele de la Sascut. Nu, doar am întrebat. Doar am întrebat. Dumneavoastră să ne le prezentați în modul ăsta. Și atunci n-ar mai fi suspiciuni. În momentul în care aș vedea că la birotică sau eu știu la bibliotecă ce, în afară de salariul respectiv, că se anunță și alte cheltuieli. Bun, ce este cheltuielile celelalte aferente, în afară de salariul respectiv? Asta vrem. Deci noi vrem o transparență conform codului 57 de anul ăsta, spune foarte clar. Și dumneavoastră, și doamna secretară, specificați aici, nu? Chiar am să iau de rușine. O să-mi faci un document. Bun, discuție. Domnul Soponaru, ce să luăm în calcul? Votul dumneavoastră cum o să fie? Că propun pentru... Ce înseamnă? Cine este pentru? Eu sunt eu. Cine este împotrivă? Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Stați un pic, cu Bureanu și Boboc, da? Șase abțineri, da? Și la abțineri, mai uitați o dată mâna la abțineri. A doua bun. Și domnul Boboc. Da, mulțumesc, nu ești, da. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, trecem în continuare. Proiect de hotărâre privind înființarea organigramă și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență tip B1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Târgu Trotuș. Bănuiesc că ați studiat și s-a și discutat pe comisii. Practic ar fi cel mai indicat ca președinții de comisie să spună ce au stabilit sau că așa ar fi normal. Pe comisii ce s-a stabilit, după aia discuții asupra acestui proiect. Da, la comisia numărul 3 am discutat clar, după care am avut o discuție telefonică cu domnul Neanu și am ajuns la concluzia că dacă vom aproba acest proiect, se vor căuta persoanele potrivite sau, mă rog, cine dorește să facă parte din serviciul de voluntariat pentru situații de urgență, caz în care eu m-am obținut, dar în funcție de ce mi-a spus domnul Neagu, probabil o să dau un vot favorabil. Mulțumesc. Noi, în Comisia 3, când am discutat un review, nu am fost de acord. 4X. Așa este? Deci nu am fost de acord. Nu că suntem împotrivă, ca să fie înființat la asta. Dar nu aveam numele persoane respective. Da. În cazul ăsta, persoane respective sunt calificate pentru așa ceva? Nu. Lucrează doar în pereche de probleme. de uriață cineva. Am văzut acolo ce spune cu fel de avantaje, dar au dreptul să lucreze pentru noi autorizăm. Mulțumim altfel acolo, dar sunt în locul nostru. Ei se duc și lucrează sub ore din program în altă parte, pentru care am văzut cât e pe oră acolo. Dar ia bani. Pentru banii ăștia care îi plătit un impozit local, pentru că nu mai e timp. Domnul Bobor. Deci nu confuz. N-am înțeles, domnul, am discutat. Dar trebuie să specificăm, domnul, pentru că ei vor fi solicitați numai când vor avea evenimente, intervenții, da? Deci asta nu înseamnă că ei vor fi remunerați ca și un salariu, da? Lunar. Deci ei când vor fi solicitați sau când lucrează. Să faci un raport de activitate, ori pe care le-au desfășurat aici, așa cum vor fi plătiți atât. V-am zis, până acum la noi n-au fost cazul. La noi s-a intervenit convierii de la Onești, Târgu Trotuș, conform legii trebuie să fim organizați în felul ăsta. Trebuie să aplici acest serviciu voluntar. Deci, organizarea serviciului ăsta. Ca ulterior să discutăm de persoane respective. Niciunul poți să apelezi la cineva care e plecat în Franța. Nu? Da, dar persoana respectivă nu face parte din Consiliul Local. Nu, nu fac parte din aparatul de specialitate. Ei trebuie să aibă un document, pentru că este calificat în... N-are nicio legătură. Asta este voluntariat, de exemplu, cum au fost incendiile de vegetație la Vișoara, la Trotuș. Atunci am organizat, am chemat imediat să-i avem la îndemână, să putem să-i solicităm să ne ajute. Doamne, nu mai puțin un pic, ca să nu ne contrazicem, da? Deci domnul Neagă a spus clar că din echipa SVS-ul, în speță de serviciu de voluntariat în situații de urgență, sunt oamenii care fac parte din aparatul de specialitate a primarului. Cine? Ionică, domnul Lenin. Deci așa ne-a spus nu. Deci eu vreau să precizez. Așa a spus, dar am stat de acolo, dar mă știu că și spuneți că nu e adevărat. Deci doamna secretară m-a sunat aseară domnul George exact pe tema asta. A fost discuția că nu poate să participe la ședință, că are ședință la Bacău, da. Dar nu ne-ar putea furniza informațiile toate, până la urmă, domnul primar. De ce? Pentru că domnul primar a participat deja la ședință la Bacău. Exact. Da? Deci domnul primar a participat înainte la ședință la Bacău. Ideea este în felul următor. Sunt 14 trecuți pe organigramă. Și am pus întrebare. Domnul George, la ăștia 14, cum ați delimitat sau ați luat în considerare, ați discutat cu cineva, la care domnul George mi-a spus așa. Da, ia spuneți-mi, vă rog frumos, în satul Tuta, cu cine ați discutat și pe cine ați propune ca să fie. Domnul George, da, am discutat cu un Bureanu, Clement, care o să-l punem, și cu domnul Augustin, care o să-l punem. Deci eu m-am referit numai pe Tuta. Și am spus așa, domnilor, dacă facem voluntariat și oamenii nu au studiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile pe care este ca voluntar, pentru că acolo sunt niște, în organigramă, prevede niște lucruri. A spus așa, domnul Ungureanu, să țineți cont ce vă spun. 3 șefi de pompieri, adică 3 șefi care o să fie, o să-i trimitem la specializare. Deci cei care vor face parte din voluntariat, așa să țineți cont, colegii mei, că vor fi trimiși din banii primăriei la specializare pentru a-și îndeplini sarcinile de voluntariat. Deși asta constat că până la urmă o să plângă și domnul Clement, o să plângă și domnul Augustin că nu-și pot, sarcinile de serviciu nu le pot îndeplini ca doamna contabilă, că are o prea multitudine de lucruri de făcut. Deci, din punctul meu de vedere, un lucru greșit care s-a făcut, a fost, pentru că n-a fost pus în dezbatere publică, că poate din această comună s-ar mai găsi băieți care n-au servici, pentru că acum văd că nu se pune numai cum am stabilit noi atunci. Deci, pentru că... Permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup. Spuneți-mi și mie, ați discutat cu domnul Neagu și v-a spus ceva de 14 persoane. Domnul primar, lăsați-vă să mă duc ideea. 14 persoane mi-ați dat 2 nume. Restul cine? Deci eu am spus în felul următor. Dacă nu s-a făcut o dezbatere Și dacă nu s-a văzut persoanele respective, poate mai vin și alții. Deci din 14 persoane, primăria are doi salariați din acea parte. Neagu, care este șef serviciu, și Ionică, care e pompier în organigramă. Și ceilalți nu mai au salarii, deci nu sunt. Ceilalți sunt voluntari. Să nu facem confuz. Deci cei 14 care sunt în organigramă, 2 sunt angajații noștri și 12 pot fi voluntari. Iar dați-mi descrierea. Deci eu... Este problema care se... Deci o să plătim ore, o să plătim scutire, o să plătească medical, o să aibă specializare, da? Deci are o multitudine de beneficii. Dar cum problema? De ce nu s-a făcut o dezbatere dinainte? Că poate participa și alți săraci care pentru funcțiile astea, că eu consider că sunt necalificați. De ce? Pentru că odată ce îl primit la specializare, îl specializez după aia. Deci poate să ocupe orice necalificat. Funcție până la specializare. Normal, omul nu se specializează pe banul lui. Dumneavoastră v-ați duceți, faceți cursuri pe banul dumneavoastră. Dacă interesul meu, deci dacă este să... Domnul președinte, așteptați domnul Abădări, după aia vă dau. Hai să lămurim o dată treaba, că toată înjurea mă descomată. Serviciul ăsta este mult să aibă împiințat. Dar este, cum să spun, e relativ, pentru că nu se știe, vom avea evenimente, ansamblu trebuie, ansamblu, eu știu, inundații, ansamblu, nu se știe ce am. Ele se face în eventualitatea că se va întâmpla ceva. Dar ce nu sunt eu de acord, nu sunt titlul ăsta de voluntariat. Așa se numește. Păi da, plus dacă e voluntar, de ce nu mai plătești? Domnul, ce-ai faci și cursuri, dacă terminți? Domnul Apătării, vă rog tare, vă rog tare, scuzați-mă. Să știți și dumneavoastră. Niciodată nimeni nu vine dacă nu este remunerat. Deci absolut nimeni va veni. Păi voluntaria, dar păi ala ce vine să-și pierdă toată ziua acolo fără să... Da, dacă găsim oameni care sunt solidari. Eu cred că nu sunt fenomen, găsim oameni care vor fi solidari. Eu cred că nu vom găsi toată. Deci sunt nicio formă. Trebuie făcut organizarea asta. Ne garantează suma și cursurile. Adică dacă vă deranjează suma, dacă ar fi... Să facem un proiect de hotărâre, domnul Abădării. Să facem un proiect de hotărâre, să fie studii de la taxa... Aici, haideți să-i dăm domnul Soponaru. Domnul președinte, trebuie să votăm principiul, nu persoane, după aia. Trebuie să votăm organizarea. După aceea o să vedem și la persoanele respective. În afară de asta, în fiecare lună, toată echipa asta trebuie instruită lunar de către o persoană specializată în domeniu, să facă măcar o oră instructaj pe linia respectivă de protecție contra incendiilor. Deci noi acum la ședință trebuie să hotărâm numai principiul, nu și persoanele respective. După aceea sperăm să găsim tineri, cum am spus dumneavoastră, care să aibă și condiții fizică și pregătire, ca să participe și care participă și benevol, bineînțeles, dar și stimulați într-un fel. Asta este ideea mea. Deci, lunar, trebuie să vină o persoană de la fond, iar să-i facă instrumentaj la fără fai. Trebuie să-i dau voie și lui domnul Dinu, dacă mai aveți ceva de completat. Doamnă Dinu, vă rog frumos, spuneți-vă pe rege. Domnilor, văd că se pune problema să tot discută din bantere, remunerări, de chestii de tot de nație. Eu trebuie să vă spun că am făcut parte an bun, poate domnul Abădării ținite, că era la conducerea primăriei și mai înaintea dânsului și așa. Am fost trecut în serviciul ăsta voluntar, având în vedere că am lucrat cândva și am avut pregătire de specialitate, ca să spunem așa, cu incendii și cu situații de urgență. Aici, dacă vă uitați chiar la urmă, avem trei categorii, da? Și chestia cu răsplata lor, cât pe oră, cât pe nu știu ce. Spune personal angajat, Adică ce înseamnă personalul angajat? Neamul. Așa. După aia spunem, specialiști în prevenire. Ne-am uitat în urmă și am văzut acolo echipii, chestii și o pădel manevre. Așa. Și după aia spunem membrii echipelor specializate. Echipele în sine. Problema este în felul următor. Eu, făcând parte din serviciul ăsta, dintr-o echipă de asta specializată, n-am fost decât din 3 ori. Odată când o ars restaurantul lui domnul Ababi, odată când o luat foc cu miriștii și odată la un control când a venit pompieri. Problema este că nu avem cunoștințe despre ce înseamnă orele prestate în afara programului de lucru. Pentru domnii angajați, domnii, șeful înseamnă că după ora 4, da, sau cât, până la cât e programul la primărie. Noi nu știm ce înseamnă în afara programului la specialist în prevenire, dacă el e voluntar. Păi când îi dăm 22 de astea? După ora 12, după ora 10, seara? Specificația e făcută numai pentru cei angajați în afara orelor de lucru. Păi bun, și pentru membrii când? Oricând, când îl chem sau nu înțeleg. Adică asta văd eu că noi nu înțelegem. Eu sunt voluntar, da? Bun, se întâmplă un incendiu sau trebuie să vin la o miriște, la ora 8 dimineața. Iau banii ăștia sau nu iau? Sau după ora 4 se consideră în afara programului de lucru? Deci, domnul Dinu, dacă un voluntar e la serviciul lui în timpul unui incendiu, n-are cum să vină, logic, nu? Păi, doamne, dar poate schimbul 3 și atunci îl chemăm la ora 8 și e acasă. Dacă e acasă, o să vină și o să iei plătit. Deci, păi, asta-i problema, nu vedeți că asta ne certăm noi. Aici, asta înțeleg eu, de asta ne certăm, bă, frate. Bun, angajați-i să angajați după ora 5. Dar restul, că aici e discuția, băi, îi dăm, nu-i dăm, cât îi dăm, dacă ne angajăm sau nu. Asta e problema. Ce înseamnă pentru specialistul prevenire? L-am trimis la specializare. Dar care e în afara orei din program? Sau când? Îl plătim non-stop. Deci vă rog să vă dați cu atenție, în afara orei din program scrie doar la salariații primăriei, atât își făcută mențiunea. Pentru ceilalți nu. Deci ceilalți vor fi plătiți de câte ori vor interveni. Da? Deci ați înțeles, domnul? Așa-i așa, uite, eu sunt aici. Vom căuta băieți care sunt. Mulțumesc, deci atât am avut. Eu știu din o prima dată, când am cumpărat, trebuia să faceți atât dispoziția aia și n-am vrut nimeni, deci prost pe care i-a solicitat, n-am mai vrut să fie în capul. Domnul, eu am fost, cred că 10 ani în echipa. Vă vorbesc că nu știți. Așa că nu este o șucu să ăștia la aplicarea. Când venea ISU-ul, oare care e din echipă? Și asta-i bine la control. Păi eu am fost cu tare, asta e echipă, asta e gălată. Da, da. Ideea este că să știi cum, dar îi vreau de bani, ci îi dă și ce vei dă. Deci, discuții mai sunt. Trebuie înțeles că dacă noi o să-l aprobăm, atunci organigrama va fi păstrat, se va pune cine o să fie numit de șeful ISU. Clar, bună ziua. Deci propun pentru cine este de acord. Abținere, nu abținere. Deci 14 pentru, da? Și o abținere. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate conform planului anual de evoluție a taxei actualizat pe raza OAT Târgu Trotuș pe anul 2020. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect, bineînțeles ați studiat. Comisiile de specialitate, dacă vor să își spună punctul de vedere sau discuții din partea colegilor, vă rog. Deci la Comisia numărul 3, deci cred că nu avea ceva împotrivă, pentru că am discutat dacă se menține același taxe, bine, un cuantum foarte, foarte mic. Pentru taxa de salubritate, practic, salubritate, deci, practic, nesemnificativ. Deci, voi vota pentru. Mulțumesc. Da. Domnul Vlad? Deci, la Comisia numărul 2, aici e vorba de taxa agenți economici. La ce se referă această sumă de 14,99 de persoană? De persoană, că eu așa am luat-o, ca și din contul. Deci față de 682 care a fost anul ăsta la persoana fizică, din coace la agenții economici, pare de sub persoană, pare mare. E dublu, pentru că e dublu. Și iar mi se pare normal să hotărască Consiliul Local taxa pentru agenții economici. Și fac contract pe societatea de cu agenții economici. Acum noi votăm pentru persoane fizice, automat votăm și pentru agenții economici. Domnul consilier, aici noi respectăm un tabel care a fost votat în AGRA. Da? Deci doar trebuie să ne dăm acceptul. Astea ar fi sumele care le se cer pe anul 2020. Știți destul de avem și probleme. De acum, agenții economici ne încasând, deja avem o problemă reală. Sumele ne-am orientat. Deci, nu prea avem ce face, nu prea avem, dacă găsiți altă modalitate dumneavoastră. Iar o să răzbătească aceste agenți economici când votăm noi în direcția lor. Păi, și cine să hotărască? Asta e problema. Cine să hotărască? Păi o lălăim taxa pentru agenții economici am mai avut și pe timpul... Mi se pare corect o dezbatere cu toți agenții economici, stabilit un termen limită prin care să iei atitudine și ei și abia atunci să vedem care este posibilitatea. Din punctul meu de vedere, spun că domnul primar deja a participat la ședință, așa mi se pare, da? Și deja s-a votat acolo care este cuantumurile, deci care este treaba, noi trebuie să... Deci ce s-a aprobat acolo, noi trebuie să aprobăm, da? Deci asta este. Nu l-am votat noi să se ducă să ne reprezinte. Dar o lua hotărârea s-a luat acum. Da, dar a luat hotărârea. Acolo s-a stabilit deja prețurile. Deci acolo de asta domnul primar ar putea să dea mai diversificat, adică toate procedurile care s-au derulat acolo, ca să ne dăm seama despre evoluția din ședința respectivă. Pentru că, fraților, eu am participat la ședință, am aprobat pentru scumpire, ăsta e tabelul, să rămână. Bun. Avem nevoie de la Consiliul Local, da? Bun, dacă dumneavoastră ați fost reprezentat acolo și ați fost la ședință, ați aprobat sau nu? Eu asta vreau să știu. Ați aprobat că s-a aprobat și noi, dacă ați aprobat. S-a aprobat în unanimitate. Eu înțeleg și de răspundere. Eu înțeleg că dumneavoastră când e un lucru nasol, o dați, domnule, primar, așa dați și dumneavoastră asupra. Nu dau, domnule, nu. Eu vă zic sincer, fac parte din AGRA, reprezint Consiliul Local, avem nevoie și de votul dumneavoastră, că altfel nu, dar este foarte târziu. Este decembrie deja. Stăm cu agenții economici care nu și-au plătit, pentru că nu au, domnule, dar nu mai dați o hotărâre de Consiliul Local. Luați în calcul cât a crescut în... Știți, vă rog frumos să nu mă ajuteți. La început de an am avut discuția respectivă cu aproape 50-60% a crescut prețul la persoanele fizice, nu parcă așa, undeva la 60. Așa, la fel va fi și la persoanele economice, la persoanele juridice, pardon. Și dacă ne s-a dat de către ADIS, tot pe noi, zicem, beleaua asta, că înainte aveau agenții economici, știți destul de bine cu ce probleme ne-am confruntat. Făceau contract cu ei direct, nu se înțelegeau, de la un metru cu pe lună s-a ducut la jumătate, tot așa, nu mai făceau, tot slujeau. Acum trebuie să facem să fim și nu avem ce... Dar de ce să preiau eu, adică... Deci de ce să fac eu să-i stabilesc taxa lui domnul Sabău? Că e aici în sală. Am eu dreptul ăsta, dacă de ce n-ați făcut dezbatere ca dânsul să stabilească taxa? Dar înseamnă că toate consiliile locale din tot județul... Dom'le, dacă așa considerați, eu mă abțin și dumneavoastră... Abțineți-vă, domnul Bureanu, vă rog frumos. Eu nu mai pot... Am avut când a fost vechiul Consiliul Local, componența, au zis, dom'le, mai ducem, s-a făcut decembrie. Vă rog. Discuții mai sunt? Cine este pentru... Vreți să spuneți ceva? Cine este pentru acest proiect? Cătălin. Hai să-i dăm voie. Eu sunt agent economic, da? Sunt și persoană fizică. Eu trebuie să plătesc și la persoană fizică și la agent economic care lucrează la mine. Persoana fizică care lucrează la mine, nu? El își plătește de acasă și îl plătește și eu la mine. Nu? Păi cum adică? Adică e o chestie care... Domnul Sabău, aici e problema. Să discutați în dezbatere publică. Trebuia să vă strângeți mai mulți agenți și să vă spuneți părerea. Exact cum am zis și la mine și mi-a spus acum. Eu n-am venit prin chestia asta, am venit pe altă la diversi care discută. Dar v-am întrebat chestia asta. Nu, eu am angajați. Ăla plătește și acasă și plătește și plătește și eu. Dar ăla produce numai grup. Dar de ce aici să-i plătesc mai mult? De ce să nu-i plătesc? Cât vine pe lună la, dacă, la persoană fizică? De ce aici să plătesc mai mult? Ești persoană juridică. Păi și dacă sunt persoană juridică? Da, mă, am luat mai mult. Păi muncesc mai mult. Nu? Adică trebuie lămurite anumite lucruri ca să înțeleagă oamenii. Nu, domnule, uite, pentru asta trebuie să plătească. E problema la nivel de juc. Vedeți? Nu e problema la nivel de județ. De asta am primit. Este sau nu așa? Păi și atunci trebuie votat, plătiți și atunci trebuie asta. Ce? Dacă noi producem cu noi mai mult decât... Nu? Bun, deci... Cine este pentru... Abținem. Deci vă rog, le-am văzut. Cine este pentru? 4, 5, 6, 7. A votat. Tu dacă ești agent comercial, de ce vii cu pungă de plastic și tot dacă la tot satul? Că de asta, că tu aduci ambalajele aici. Domnul Soponaru, domnul Soponaru. El plătește acasă, nu? Dar eu acasă nu produc ambalajul. Nu produc? Nu. Și ce eu produc? Eu comercializez. Dar eu nu produc, dar nu produc. Ne-a fost schimbă. Suntem în ședință. Domnul Soponaru. Domnul plătește. Domnul Bureanu la fel. Mă înțelegi cu o oră și jumătate iubită. Până la urmă nu potrivă. Da, vă rog. Dar ce a venit aici? Domnul Soponaru, dumneavoastră vă spuneți punctul de vedere și eu mi-l spun pe al meu. Nu puteți să-mi îngrădiți mie libera exprimare a punctului meu de vedere. Deci dumneavoastră nu puteți. Vă spuneți punctul de vedere. Vă dau voie, gata. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Da, vă rog. Da. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare, coduri și protecție în Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Da? Aveți aici un deviz general. S-au purtat discuții pe comisii. Vă rog frumos președinții de comisii ca să vă spuneți la punctul. La comisia numărul 3, dacă permiteți, am discutat referitor la trebuie domnul primar să ne dea o explicație, pentru că venim aici, văd la bugetul de stat, avem 1.251.855 lei și la bugetul local 605.000, adică în speță 6 miliarde. Dar să ne spună totuși un pic, să ne detalieze coduri și codeții. Codeții s-au dus. Mulțumesc. Asta era... Nu înțeles. Altcineva să recomandează. Vreți să răspundeți la toți trei deodată? La toate trei comisii. Comisia noastră cu aceeași întrebare. Care sunt loc... Unde este locația acestor coduri și codeții? Și la unul la fel. Bun. La trei la fel. Vișoara, podul lângă domnul Avădănii. Da? Codețul ăla. Și sus pe Băratici. Podețul nici făcut, e făcut numai până în podeț. Și timpul nu mai trecut. Și a fost apa la omul ăla... Eu vorbesc de poduri și podețe. Unde vin cele trei poduri am plasat? La asta mă refer. O să facem ceva. Deci cele trei poduri. Așa, da? Deci cele trei podețe. Două sunt pe Vișoara, unul este la Lire de la Chim Complex, la ieșire din Tuta, înspre satul Catolic, unde este drumul îngustat. Da? Deci avem Băraticiul sus pe deal, avem jos la Dumani, așa, și la ieșire din Tuta spre satul Catolic. Așa, știți destul de bine, devizul inițial a fost mai mic cu vreo 600 de lei. Licitația s-a ținut, nu s-a prezentat nimeni, s-a reactualizat devizul și dacă va trece prin hotărâre de Consiliul Local, vom începe procedura de licitație. Discuții din partea consilierilor, vă rog. Spuneți, domnul Soponaru. În afară de podurile care le-a menționat domnul primar, acolo, în afară de Părău Băratici, trebuie neapărat finisat podul ăla, fiindcă este risc de producere de accidente. La fel și podul de la Dumache, mai sunt pe valea râului Baratic, podul de la, care traversează către Pastia și podul, bineînțeles, podul de la biserică. La biserică podul trebuie curățat și plombat găurile respective. Mai sunt poduri cu risc pe care putem să le punem și noi la punct în comună. Podul de la Pavel, de la Axinia, de acolo, n-are bariere, deja s-au produs câteva incidente, nu le spunem accidente, a văzut cu biciclete, cu căruță și trebuie să le punem balustrade. Sunt poduri care, deci alea, mai este podul la vale, după aceea, avem podul. Liniște, vă rog să-și spunem punctul de vedere, domnul Soponaru. Podul care traversează canalul la aerodrom nu are borduri de protecție. Trebuie neapărat, chiar cu fonduri de primărie, să le completăm cu borduri. Din cauza că acolo, datorită vegetației, se pot produce din nou. Nu pot numai ca utilaje. Nu. Am mai avut o problemă din asta recent. Adică trebuie să găsim ambele variante. Da, nu știu, eu n-am bord, dar nu trebuie de barieră. Bordură măcar, că n-are bordură. Este la nivelul... Ne orientăm. Ne orientăm. Și mai este la bătătului la fel. Păi nu, dar eu voiam să întreb dacă dumneavoastră, dacă dumneavoastră tot ați început. Voiam să vă întreb, consilierii care sunteți din Vișoara, dacă v-ați uitat, bănuiesc că aveți cât de cât idei, la cele două podeții, v-ați pus un semn sau v-a ridicat un semn de întrebare. Bă, frate, acest podeț valorează 5 miliarde? Da, un exemplu, așa. V-ați uitat? Care urmează să fie finalizat la... Ați enumerat acolo o grămadă de podeții. Păi după asta ar trebui să consumăm tot bugetul primăriei pe timp de 2 ani de zile. Dar dacă v-ați uitat, acolo, păi la mine, de exemplu, dacă mă uit aici, păi spun, bă, cât a costat? Atât. Eu nu prea sunt de acord cu... suma respectivă. Și eu îmi spun punctul de vedere. Dacă dumneavoastră dând 20 de podeții, care practic nu se concretizează decât unul sau două. Dar dacă ați fost, măcar să vă uitați la... Vreau să-i spun podul care este în amonte pe râul Baratic, necesită lucrări mult mai complexe decât ăsta care a fost făcută la Părău aici, la Radu. Să înțeleg că aveți ceva cu domnul Vădării și cu asta se face. Și asta la Vădării trebuie ridicate structurile de rezistență, fiindcă platforma este alături de cele două grinzi de protecție de sud. Și trebuie întărit și ăla neapărat. Deci eu susțin proiectul de refacere a podului cu condiția ca și celelalte poduri să fie prevăzute cu borduri, așa cum prevede regulile de protecție. Da, am înțeles. Bun. Altcineva mai vrea să iei cuvântul? Bun. Am să iau eu ultimul atunci și am să spun așa. Contractul de finanțare, deci este, acest lucru este pe PNDL. Da. Vă puneți întrebarea când a fost aprobat. Deci în 20/2/2018 s-a vehiculat că nu s-a prezentat nimeni, nu știu ce. Dar la cine nu s-a prezentat? E proiectul inițial sau pentru lucrare? Deci e pentru proiectare numai sau pentru lucrare? Lucrare. Deci lucrare. Lucrare. Bun. Da. Deci valoarea finală a investiției, conform devizului, este de 1.857.080 de lei. Din care buget de stat vine 1.251.000, iar buget local vine 605.000 de lei. Deci, haideți să facem o comparație. E vorba de o sumă destul de frumușică. Deci destul de frumușică aici. Podețele respective, nu știu în ce amvergură sau ce, cum se vor face, eu nu spun că nu sunt, dar nu știu dacă se vor finaliza sau nu. Pentru că proiectantul deja și-a luat banii, da, să înțeleg că a făcut proiectul și nu s-a făcut lucrarea, că nu s-a prezentat nimeni. Dar nu știu dacă țineți minte că domnul Georgescu a zis că s-ar putea ca să nu primească pe PNDL la canalizare bani. Noi ce aprobăm până la urmă? Deci, domnul primar îmi confirmă acum ceea ce vroiam să spun și mi se pare corect, asta este de bun simț, că domnul Georgescu a primit 7 miliarde acum. Da, și mai deci banii au primit domnul Georgescu. Dar vreau să spun, credeți că va fi continuitate pe PNDL 2, că nici PNDL 1 nu s-a continuat? Da. Și este destul de investiții. Adică știți când domnul Georgescu și domnul Soponaru tot în procesul verbal stipulează. Păi dacă nu se face canalizarea, cum a zis domnul Georgescu, noi niciodată nu o să avem asfalt. Parcă așa a zis, nu? Da. Deci așa este. În principiu, domnul Vădării și-a primit 7 miliarde, da? Domnul Georgescu, la muncă n-a mai venit înapoi. Mai are factură de 1.230.000. Deci n-a mai venit înapoi. Așa este la noi. Deci se plătește înainte până la urmă. Nu s-a plătit înainte. S-a plătit ce s-a executat, domnul. Dar nu știți ce înseamnă PNDL-ul dumneavoastră, probabil. Da? Deci ceea ce s-a executat, în momentul în care s-a executat, se strânge comisie, se verifică, se transmite de către Ministerul Dezvoltării, se dă acceptul, se trimit banii și foarte bine. Acum, dacă tot intrăm în detalii, domnul Boaga a specificat rândul trecut foarte simplu. Domnul Georgescu nu și-a adus, până la urmă, nu a adus ce trebuia pentru balastul respectiv. Deci, da? Deci cine face comisia înseamnă că nu face. El are un contract care trebuia să iei materialele, să aducă înapoi, adică nu este așa simplu. Dar eu să revenim aici asupra podului și podețului. De ce pe PNDL 2? Credeți că vom obține finanțare când o să venim și noi cu o sumă destul din bugetul local? O să venim cu o sumă foarte frumoasă pe acolo. Deci în prima fază. Haideți. Nu știu, dar e din 2018. Așa. Nu știu când s-a zis la un moment dat că ce nu s-a început deja nu se finanțează. Cine a zis? Problema că vedeți că ăsta mai are alte lucrări pe la Piatra Neamțul, la nu știu unde. E vorba de poduri și podețe. Care se vește mai rău, pe care la Săriuțe și el mărește. Dar mai important e ce-am spus acum un pic. Data trecută l-am spus în cadă, că acum o să reluăm lucrările și cum așa, ne ținim de ei, să facă până la limita proprietății. Pentru că să nu mai dau noi odată drumurile și nici omul. Și de ce trebuie să aibă aia pentru ramificație, ce se bagă acolo și iară ducă până la gata. De acolo încolo nu mai are nicio treabă. Asta e stipulată în treabă. Trebuie să ne ținem bine pentru treaba asta. Ne puteți spune în Tuta podețul respectiv la ce sumă ar ajunge? Nu avem informație. Nu știu, cum nu aveți de din nou? Este pe total pe podețe. Dar, domnule, eu nu știu dacă este vreun angajat, deci este vreunul care angajat, se angajează ca să facă, să execute o lucrare, este devizul general. Exact. Da. Și la devizul ăla general vin toate celelalte devizii defalcate. Ce înseamnă podețul respectiv? Cât, cum, suma. Vișoara. Cât, cum, suma. La Trotuș, cât, cum. Nu puteți să-mi spuneți că nu puteți. Atunci eu nu pot să aprob pentru că nu pot și valoare dați. Adică cum? Veniți dumneavoastră și să-mi spuneți că pe total costă 18 miliarde. Așa. Și nu știu cât costă. Cel mai scump podeț știu că este la Vișoara sus, pe Vărată, și unde trebuie transportat material. Dar înțeleg că știți totuși că cel mai scump știu că Vișoara. Păi nu este de înțeles. Nu oricine își dă seama că acolo e cel mai greu de lucrat. Eu nu pot să-mi dau seama. Dacă nu-mi spuneți suma, spuneți-mi suma. Cum spune domnul primar cel mai scump, deoarece abia foarte adâncă. Dar nu este drumul acolo cu transportul. Da, acolo e foarte. Dar nu e asta nici s-a prezentat, am înțeles. Deci dați pentru că au zis, domnule, e departe, e mult de mers, nu are niciun sens. Deci să înțelegeți că la Vișoara e indiferent, nu se face, chiar dacă aprobăm, pe departe. Dar dacă nu-ți faci mai altă sumă, ce să facă? Faci o parte asta, dar acum e altă sumă. Deci, acum e altă sumă. Păi... Discuții mai să... Cine este pentru? Toată. 14 și o abținere. 15. Domnul Soponaru, nu vă stresați, ușor. Văd că vă mergem la poate. La bizer să vă dau o oră jumătate să discutați. Da. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Da. Vă rog, domnilor președinți de comisii, spuneți, domnilor. Da. În comisia numărul 3 am să pun o întrebare. Dacă primit doamna aici, o să adresez o întrebare domnului primar, care e ordonator de proiecte. Exact, dacă se identificare, bănesc care să vedem exact unde vom prinde acei bani care... La cheltuieli. La cheltuieli unde? Sau cheltuieli, bănesc, nu? Nu. La cheltuieli avem suma de 79 de milioane. Nu neapărat. E procedura ca să facem rectificarea de buget. Vom prinde la cheltuieli și în perioada următoare vom vedea unde e necesar. Deci, nu-l vom... Da? Da. La domnilor consilier. Domnul Coagă. Domnul Cristianu, dar spune clar unde? La autorități publice. Tot șapte nu... La salariat, așa. Nu neapărat. Nu neapărat. Eu am spus. Și a consilierilor. Salarii consilierilor. Domnul consilier, deci am întrebat pe domnul primar. Da. Deci nu neapărat. Pentru că la autorități publice se poate duce mai multe direcții. Știu lucrul ăsta, dar aș veni cu propunerea ca doamna contabilă să-și revizuiască atitudinea față de ședință din Consiliul Local și chiar în același timp domnul primar să ia o măsură disciplinară. Deoarece nu este prima dată când vine în ședință, nu studiază pur și simplu, pleacă și urte și pleacă. Dar oare ce desconsideră? Facă și treaba așa, să-mi spună clar. Uitați, măi, nu pricepiți, hai că vă deducesc eu mintea. Atâta costă lucrare, atâta costă lucrare și nu are nimic cu ea. Vine, pleacă, vine, pleacă, dar numai adâns are merite. Sigur. Sunt în ședință, un pic mai târziu. Atât nu. V-a răspuns lucru, că nu m-a dâns sarinel și domnul m-a răspuns și că sigur. Discuție. Am discutat în Comisia 3, am cerut de explicații, consider că s-au dat. Așa. Suntem de acord. Domnul președinte de Comisie, care mai departe, sunt de acord. Eu nu vă întreb. Păi, faceți față de așa, că am zis o dată. Discuții mai sări. Să venim de explicare. Deci am zis suprapunere. Vă rog, deci mai ia cineva cu domnul. Haideți să trecem. Adică vreau să spun așa. Din punctul meu de vedere la autorități, deci pentru banii ăștia, ar trebui menționat clar. Adică unde se duc banii. Nu că după aia cheltuim. Deci eu aprob o sumă care după aia cheltuim. Dar este funcția pe trimestrul 4, să ne explici așa detaliat cum credem în lucrarea. Așa ar trebui. Dar ar trebui și acum la rectificare de buget să le spună. Deci banii concret, banii aceștia, unde se vor duce? Deci concret, salarii, domnule. Vă zic eu unde să... Deci salarii, vă spun că salarii, atâta piese de schimb, atâta poștă telecomunicație, atâta materiale, atâta alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Care poate să fie o sumă de, da? Deci toate astea, reparații curente. Ce înseamnă reparații curente la autorități? Da? Deci toate aceste lucruri, exact cum apare, da, în alte părți, și atunci nu mai avem obiecții, discutăm frumos pe comisii, dacă avem necazuri și neclarități. Chemăm, se justifică și... Nu, dumneavoastră trebuie să treceți aici. Deci dumneavoastră nu treceți numai banii ăștia. Atât se duc 79, da, la administrație și restul îl duceți unde. Nu, scris. Deci dumneavoastră trebuia să ne spuneți aici cum vreți să spuneți acum. Se duc banii în dirijare. Dom'le, am scris. Marea supărare asta este. Transparența este egal cu 0%. Dacă spuneți dacă ar veni, deci... Atât de scurte ar fi ședințele, deci nu puteți mai putea. Nu puteți dacă zic, băi, acolo s-au dus. Bun, și greu așa. Deci, banii ăștia, eu nu pot să înțeleg unde se duc. Doamna spune că pentru consilier. Da, bune, de 79 se duc pe consilier. Asta este vehiculat întotdeauna. Dar nu se spune pe reparații curente. Unde am făcut, poate am renovat înăuntru, în clădire, dar aici am măturat și am dat 30.000 de lei. Și foarte important, domnul primar. Deci foarte important. Atât timp când am făcut serviciul al viceprimarului, e important. Eu ar trebui să știu. În locul secțiunea Tutare, numărul 4, da, trebuie să s-au făcut reparații de atât. Bun, s-a plătit o factură de atât. Ca să știi, da. Pentru că vin cine, diversi cetățeni și vor spune, domnule, nu s-a făcut la mine reparația. De fiecare ședință, deci practic, în fiecare ședință iau cuvântul și spun acolo, acolo, acolo. Și ar trebui să veniți la mine. Vă rog frumos de ședința următoare să veniți clar. Unde s-au făcut reparațiile? Și doamna contabilă să vă dea o hârtie, în speță factura, și să venim să ne anexăm la proiectul de hotărâre, când venim, sau la justificarea bugetară. Da? Mulțumesc frumos! Deci, din punctul meu de vedere, eu n-am să fiu de acord până când... Deci, vă rog, cred că când o să conduceți dumneavoastră, atunci o să vă spuneți. Sunt obligat să repezi. Dar nu mă repet, eu vă spun punctul de vedere. Da, vă rog, haideți să stăm. Deci, cine este pentru? Abținere? Două abținere. Menționat că m-am abținut numai pentru acest motiv. Toate astea s-au notat și probabil că îi văd să vă întrebați ce spune domnul Babă de tot. Trecem la diverse. Domnul Abădănic, trecem la diverse. Vreau să vă spun un lucru. Anul trecut sau când a fost chestiunea, 3 luni de zile s-a tergiversat proiect de hotărâre cu acest subiect. Nimic îmbunătățire nu s-a adus, nimic nu s-a adus pentru transparență și pentru patronaj. Deci asta este. Diverse. Vă rog, urmăs, domnilor consilieri. Dacă aș vrea să... Domnul Bureanu, vă rog frumos, haideți. Nu înțeles că sunteți președinte, nu spuneți. Așa. Avem 2 invitați, da? E vorba de Cătălin Sabău și de Ovidiu Coma. Ne izbim de o problemă. Vedem cum o rezolvăm. O plan ca să... Da? Ce se întâmplă? Avem diverse contracte înregistrate, nu doar de aici. Deci aici n-aș vrea să rămână discuția doar pentru ei. Sunt atâția care avem și dintre noi suntem care avem contracte cu diversi proprietari de teren, da? Așa, în schimb, acum ne lovim de o problemă la audit și Curtea de Conturi, prin care ne se spune, domnule, să încercăm să încasăm deficitul care îl avem de încasat la ora actuală. Cătălin, în momentul în care face un contract de arendă cu cineva, la sfârșit îi dă respectivului bani sau arendă, așa, dar respectivul, el fiind pământul pe defunct, nu-și asumă și are impresia că nu trebuie plătit pământul respectiv. Așa și ne încărcăm noi cu sumele astea, da, și acolo dăm nasul dincolo. Acum o să facem o acțiune, am gândit-o din poartă în poartă, probabil cum a fost o problemă cu apa, angajații primăriei, să mergem să strângem. Nu vom face niciun proiect de hotărâre prin care să supunem la vot, când am niciun sens. Doar v-am adus în discuții să știți despre problema respectivă. Așa, aici e vorba și de Cernia, da, și de la Tuta, Petică Ungureanu, Petică Lenin și poate și alții care va trebui să... Dar bănuiesc că nu toată lumea, nu cu toți are problema asta. De exemplu, am și eu contract cu domnul Cătălin, dar eu îmi plătesc impozitul pe pământul. Da, dragul meu, e vorba de cei care plătesc impozitul. Trebuie să vedem bănuiesc, că nu știu ceva. Da, problema e în felul următor. Noi vinem la primărie, să registrăm, mă duc la om acasă, unde mă duc. Vinem să registrăm contractul și ne se zice, nu se poate, pentru că nu-i plătit impozitul. Dar nu-i problema mea cu cetățeanul respectiv, nu? Dar problema nu e asta. Problema că dintr-un birou în altul să pun presiune. Ca să nu, băi, nu-i înregistra contractul, că legal nu are nicio treabă legal. E vorba că de la financiarii să zice, nu, domne, nu registra ca să nu constrângem. Pentru că noi suntem, ce zice, la trebuie să se pune la apia și atunci trebuie să plătească el. Cum am plătit, eu am plătit. Când era domnul Ababi, am plătit la dată de tot așa. Ne-au constrâns, și știi și domnul Vădării, ne-au constrâns, trebuie să plătim. Vă dați de la fiecare câte 10 lei, am plătit vreo 20 ceva de milioane. Că când a venit omul la arendă, să-i dau chitanță. Du-te, domnule, ce te-am pus eu să-mi plătești? Mă duc eu să-mi plătesc. Mă duc eu să-mi plătesc, nu plătești tu mie. A cine ești tu să-mi plătești tu mie? Da. Și problema că noi venim aici, tot am auzit că doar de asta am spus domnului primar că, domnule, cu auditul, te duci în birou la financiar, vine auditul și ne ia la purificat. Te duci la urbanism, la agricol, bă, e auditul. Și cu auditul ăsta, frate, adică da. Nu, problema e aici că se pun presiuni în primării, dintr-un birou în altul. Nu, la noi se umplă și sumele, într-adevăr, care trebuie recuperate. Acum... Da, domnul primar, dar nu-i problema mea. Am înțeles. E problema, aveți trei angajați la financiar, da? De când tot e problema asta? De ce n-ați luat-o? Bă, hai pe stradă. Nu? Pe cum pleacă doamna contabilă de aici, se ridică și pleacă, se ridice din birou și se plece pe teren. Nu? E simplu ca să-mi iei banii mie din buzunar. Că eu sunt prost, eu îmi lucrez terenul. Pe mine dacă vine apia și mă controlează, eu plătesc, eu am terenul lucrat, tot ce am declarat. Nu? Pe ce vii să-mi impui mie? Și vă dați seama, vii în primărie, domnule, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Păi ia dracii, nebunești. Ce se face? Să adunăm oamenii aici? Domnul Sabău, consider din punctul meu de vedere și domnilor consilieri să luăm atitudine, adică în ce sens? Noi am putea să facem un proiect de hotărâre ca cel care face arendare să plătească din anul respectiv încolo. Și atunci nu mai are nicio tangență. Deci nu ca să-l preiei pe el, să-l plătească anticipat din urmă proprietarului sau ce este. E dificil, domnul Bureanu. E foarte. Eu am venit cu... I-am spus că cine face arendare. Domnul Bureanu. Auziți? Sau poate cu doi. Da. Vă rog, domnul Bureanu. Eu am venit cu propunerea și am zis și domnului primar. Noi când venim cu contractul de arendă, da? Venim la Ancuța. Că la ea venim să ne înregistreze. Să-i duc în lui doamna Angelica în față, cu numii, cu tot, că acolo noi avem. După ce titlul de proprietate, ci suprafețe, și în momentul când vine la plata impozitului, pe clădirii, pe nu știu ce are omul ăla, când ia, domnule, a venit domnul. Păi ia să vedem, cum îl cheamă, cu tare, ce ai de plătit? Casă, gunoi, nu știu ce. Să verifici și într-un tabel, în Excel, cu cei care, ia băi, tu ai dat terenul în arendă. Da, i-am dat lui Sabău un hectar. După ce titlul de proprietate, după defunctul cu tare. Dom'le, uite, i-ai dat lui Sabău? Trebuie să plătești și asta. Ca, e cel mai simplu. E vorba că va trebui o bază comună de date între noi și voi. Asta. Păi noi venim cu baza. Deci, da. Noi venim cu baza. Așa se depune la API, obligat că se vine cu... Noi venim cu contractele. Contractele. Noi venim cu contractele. Și plus că ai chestii. Plus că ai copii, nu trebuie să vii acolo. Dar pe 5 ani de zile există la... Ei nu trebuie copii lui doamna Angelica Vădă sau lui Simona. Ei trebuie doar în tabelul Excel scrii. Bă, din contractul ăsta, titlul de proprietate, suprafața e. Pentru că poate nu-mi dă toată suprafața, îmi dă doar o... Da, am înțeles. Parte, nu? Domnul Dinu, vă rog, spuneți-vă. Vă mulțumesc. În privința la baza de date, nu cred că e nevoie să dăm mereu bază de date, pentru că toate contractele sunt înregistrate la primărie. E un registru cu cine au făcut contractul, cu ce suprafață, cu perioadă, cu tot. Ideea este că noi să facem sau să nu facem proiect de hotărâre. Pentru ce? E vreo dispoziție legală ca noi, arendașii, să ne ocupăm de impozitul în contract. Eu am adus de la Direcția Agricolă de la Bacău primul contract de arendă STAS, când am făcut el, și acolo spunea clar impozitul pe teren ca din sarcina arendatorului, a proprietarului sau la care face contractul de arendă. Plus de asta, nu are nicio obligație arendașul ca să vină să plătească impozitul pe teren. Dar nu-i primește contractul. Aici e vreo lege. Eu aia bază de date este la primării, bază de date este registrul primării și nu trebuie să venim noi cu niciun nume. Pentru că fiecare moștenitor îi trecut pe contractul de arendă, fiecare perioadă de arendare este trecut în registrul ăla cu număr de registrare, cu tot. Iar în momentul când X, un unul din moștenitori, sau înțeles, sau ce-au avut, vine și spune, da băi, plătești prin casă. Bă, uite, aici ești trecut cu un hectar pe care îi arendă. Nu mi se pare corect. Și trebuie o tărâre din Consiliu. Sabău, în momentul în care încheie un contract pe defunct, cu cine l-ai închei? Cu moștenitor. Moștenitor. Votul sau cu cine. Dar am făcut-o declar când eram secretara Ionela, prin care el își asuma. Că are acceptul de la ceilalți moștenitori. Că el își plătește, deci el își asumă lucrurile. El știe. Nu, primăria a vorbit cu orice bine. Dar problema nu e la noi, domnul primar. Problema nu e la noi. Problema e aici în primărie, că dumneavoastră trebuie să luați toți funcționarii care aveți aici, să-i spuneți, băi, fraților, oamenii ăștia, încă noi vă ajutăm pe dumneavoastră, că sunt hârtii care nici nu le aveți în primărie. Noi, umblând de la toți oamenii, aducem contracte de vânzare, certificate de moștenire, tot felul hotărâri care lumea, el s-o dezbătut moștenirea. Deci nu mai bine. Eu aducând hârtia, își face. Adică noi vă ajutăm pe dumneavoastră, dar nu personal dumneavoastră. Instituția e doar la cioare. Ce zice? Lasă-mă și de pot atâta. Pentru că e un interes aici. Că nu se casează, că vine Curtea de Conturi și aia la bază pe doamna contabilă. Stai o dată, dar și pune presiuni pe Angelica, pe Simona, Simona vine pune presiuni pe Ancuța, pe Dana și băi, nu mai faceți nimic. Și terenul să stea în roagă și noi să muncim. Și banii care noi trebuie să-i luăm, lasă nu le luăm, că lasă proștii să lucreze. Nu? Adică dumneavoastră trebuie să faceți o ordine și să spuneți, băi, fraților, ajutați oamenii ăștia, că și oamenii ăștia la rândul lor ne ajută, ne aduc hârtii. Și noi vă dăm mură în gură până la urmă ormii. Că mură în gură vă dăm cu contractul care de acum acolo vă la ducem. Da, vă rog, mură în gură. Haideți să o rezolvăm. Da? Adică să venim la primărie să nu mai avem problema asta. Băi, nu se poate. Nu se poate. Băi, vezi cu un an, băi, că stai, că hâr, că măr. Da, domne, nu. Moștenitorul își asumă toate lucrurile. Bun. Nu? Bun. Dom'le, acele probleme este că la de câțiva ani de zile, unul când a început să dăm terenul în arendă, unele primării din țară și-au luat angajamentul că plătesc ei impozite pe teren. Da. Iar după al treilea an, eu l-am ieșit după al treilea an, păi și nu, dom'le, că dumneavoastră trebuie să plătiți. Oamenii știa că plătești persoana respectivă, care au luat în arendă. A fost nevoie să dăm pe 2 ani de zile imormul, plus anul ăla, bani pentru ăsta. Deci e clar, noi, proprietarii care dăm terenul în arendă, suntem obligați să plătim impozitul pe teren. Deci, domnule, eu de colectat. Depinde și de contract. Nu depinde și de contract. Poate este unul care contractează, vrea să plătească el. Nu ți-ar plătă. Încă să separat în contract, de nevolă. Legea, eu am adus tipul de contract de arendă de la direcția de la Bacău, făcut de juriștii lor. Și acum am modelul ăla. Și acolo era articol separat, litere. Arendatorul are obligația să-și plătească obligațiile financiare, impozitul pe terenul X. Dar așa cum mai este, domnul. Deci este un punct special, ilegii, nu că dacă eu vreau să-mi asum să-ți mai dau ție încă 10 milioane, că vreau eu ca arendaș, asta e treaba mea, dar legea, ilegii, nu. Legea spune clar, proprietarul pământului plătește impozitul pe terenul. Asta, ilegii. Consiliul. În momentul când încheiați contractul cu o persoană, i-a duce la cunoștință când se meargă omul, ține mitima ta, trebuie să plătești. Am adus și oameni din mână aici la primărie. Am adus din mână, nu vină, domnule, și plătești. Dar, de exemplu, dacă eu mă duc la Vișoara, la un om, la un bătrân, vreau să le iau acum să mă plimb toată ziua, băi, hai, vino și plătește. Care vine la mine acasă, zice, băi, uite, hai, primărie, ce, hai. Sau zice, domnule, nu am bani. Mă duc eu, îi plătesc și după aia, dar zice omul, când îmi zice omul. Da, dar în momentul de semnat... Când îmi zice omul, băi, uite, eu nu am bani, plătești de duș și-mi scap. Asta a fost de acord când a semnat. Puteți să mergeți în față la doamna Angelica să întrebați la câți oameni am plătit eu. Da, mi-a recuperat banii că mi-a zis proprietarul. Nu, dar... Mi-a zis proprietarul, nu i-a mai dat alea, nu i-a dat altă treabă. El când vine să-și primească la... Să-și primească la... Să-și primească la... Dar consider până la urmă că poate să facă. Se poate face o îmbunătățire ca să fie trecut exact ca la clădiri, înțelegi, și construcții să fie trecute. Tot acolo să plătească și pentru teren. Și atunci dispare orice suspiciune. Omul trebuie să plătească. Domnul Dureanu, evidența e clară. Registrul cu contractele de arendă este în primărie. Doamna secretară, este registrul cu persoana care îi ia contractul. Deci nu că e de cu serii, cu tot, cu tot. Dar nu la asta m-am referit. M-am referit în general și global. Adică să fie trecut unde plătește construcții și case, să fie trecut și teren acolo. Am să veni plătească impozitul cât teren ai dat, mă, în arendă. 1 hectar, 2. Trebuie să plătești impozit pe terenul să l-ai dat în arendă. Tu, în baza contractului. Și poți să termini. Corect, dar asta nu poți să treci la registrul agricol acolo, că am discutat. Să facă un tabel separat. De acum noi plătim contractele. Da, trebuie separat. Se plătește. Bun. Am înțeles. Domnul primar, văd că deja așa notat. Sigur se va rezolva. Păi, dar noi chiar asta vrem, că vinim aici, vă dați seama, să vin primării, mai ales eu. Eu am mult, eu am 400 de hectare de teren. Îmi expir contracte mereu. Și eu vin să înregistrez, că am contractele vechi care s-au înregistrat. Și mi-am expirat acum contractele și mă confrunt, deci umblu câte o săptămână, că băi, că nu vrea, că nu știu ce, că nu știu cum. Băi, omule, dacă eu vin și îți aduc, băi, mai simplu ca să-ți recuperezi banii, da? Că ce te interesează? Băi, nepotul? Păi iei bani de la nepot, da? Că el bunit, o murit, ce-o făcut el, eu dau, tot iei bani, nu? Eu vin, el își asumă la toate lucrurile, vii și mă porți pe mine, mă super, mă nervez, mă alea, nu mă uit ce-am urât la toți funcționarii. Am înțeles, domnul Sabău. Domnul primar, v-am spus că a notat și deja se reglementează treaba. Și v-aș fi transmis că se rezolva. Trecem mai departe, adică nu-i... Da. Dom'le, știi de rezolvare, am mai discutat ca să fie treaba bună pentru toți. Bun. Deci ați înțeles, da? S-a lămurit. Trecem mai departe, dacă mai vreți să mai... La diverse, să mai... La diverse, de casă pe mână. Da, de casă pe mână. Bun. Altcineva? O să vii și o completare la sfârșit. Să apropie sfârșitul de an, în termen a fost foarte favorabil. Puteți ne așteptăm în orice moment să schimbi vremea, dar deocamdată mai ține o săptămână. Cât dă oricea previziune ce sunt preocupați. Iar din problema n-ar mai încerca să electrificați o leacă drumurile. Dacă se apucă să nimeni, sunt două, ne confruntăm cu aceste drumuri dezastroase. Doamna Vici, când trimiteți omul cu utilajul, nu-l trimiteți de capul lui, cum aș trimite eu un copil care nu învață la matematică, mă duc, îl trimit la altă clasă, o fac pe profesor acolo. Însoțiți-l, spuneți aici și faci de aici până aici, până nu-mi place, mai fac o dată. Nu numai consumă carburantul cu deplasarea, că bunca nu se vede. Și v-am mai rugat de mult, de azi vară, dar nu mai de mult de azi vară, în zona 5 sunt 3 stâlpi consecutiv, neprevăzuți cu lampă, zonă în care nu sunt locuințe, deci întuneric. Nu lipsă, nu dotați stâlpic, nu se creadă că e defect. Și regula cam asta au fost. 2 fără lampă, 1 cu lampă. Că nu s-o fac 1 cu 1. Sau în alte locuri să fie fiecare lampă, iar în norma. E pe drum județean și pe drum național, este impus pe fiecare stăl. Am înțeles. Nu trebuie să mai solicităm sub propună. Domnul Boboc. Domnul primar, o întrebare. Mă întreabă Constantinii noștri. Noi am semnat niște acte pentru extinderea canalizării în Târgu Trotuș și pentru gaze. Avem vreo speranță? Ce răspuns îi dai oamenilor? Extinderea canalizării suntem cu cadrul european, da? Da, da. Masă de planul gravului, da? Știu că am primit adresă, pare cum are ceva. La anul ar trebui să înceapă canalizarea, extinderea de canalizare. Așa, iar în luna ianuarie, cel târziu în februarie, am înțeles că vor să dea drumul la PNDL 3, care vom intra cu proiectul de gaze, da? Care este deja gata. Da. Da, așa. Domnul Apătăci. Da, deci, domnul Sabău, am mai spus aproape la fiecare ședință și spun și acum. Poate să, eu știu, decepționează ce ne-a decepționat. Acolo, peste calea ferată, în zona care locuiesc eu, avem lipsă o legătură de la o fază de lumină. Ce se întâmplă? El este firul de la calea ferată către tot satul este, când mă anunci, el a venit odată cu 5 bucăți și el e pus că l-au înlocuit când mai face, dar legătura pe care trece pe sub calea ferată între toată Vișoara și capătul ăla de sat nu este făcută. Știți de ce e vorba până la urmă. Așa. Dar ce mai degrabă acum? Pentru că acolo vine numai o singură fază și nu poți să pui intercalat o fază pe un consumator și o fază alt consumator. Intră toți pe aceeași fază. Și în cazul ăsta diminuează din puterea așa. Deci nu, în loc că i-am măsurat de nu știu câte ori. În loc de 2,20 avem 1,80. Sunt unele motoare, unele mașini de spălat, unele frigidere care se pot streca cu chestiunea asta. Și de ce spun treaba asta? Pentru că în cazul când vom avea un accident de felul ăsta, că s-a stricat un aparat casnic din cauza asta, atunci vom fi nevoiți să dăm judecată primăria, pentru că am anunțat și anunțat despre treaba asta. Nu e atât de mare lucrare. Nu e așa mare lucrare. Trebuie, deci, el cum va vine cu un aparat și depistează care e firul legat, asta și cu ăsta. Piciul care aperată este... Deci noi o să aducem la cunoștință către E1. Toată rețeaua și tot este E1. Deci și la ședința următoare, dacă mai trăiesc, și iar vă spun și atunci, până când eu știu să vă întâmpla o dată și treaba asta. În zona... Da, ar mai fi... Nu, e când a făcut zona la Bărnești, pentru extinderea, pentru locuirea stâlpilor. Deci zona aia s-a rezolvat, le-am explicat care e situația și peste calea ferată, urmând ca să ia măsuri. A zis că este mai greu pentru că e calea ferată, dar... Nu e mai greu deloc pentru că este... Au văzut filmele de acolo, dar nu s-a făcut deodată. A zis că nu s-a făcut, dar a fost lucrare. Deci nu avem 3,80 acolo, avem numai 2,20. Ei au zis că a fost lucrare prevăzută, dar nu este terminată și este mai greu să o ia de la capăt cu alte vizite. Dar voi zici că găsesc o soluție. Dar să știți că mai greu, păi asta zic ei, mai greu. Mi se pare spociul prea mare cu alte proiecte, cu alte. Ce mare brânză să lege două fix, să-i măsoare. Asta e de imon, nu-i de imon. Păi e imonul ăsta, dacă... Dar e prează de ei. O recepție a dat așa să nici nu las unul care se pricepe. Că mă iau autorizații, trebuie niște autorizații. Dar referitor la lucrările care au făcut eu, deci când am solicitat în zona Bărnești, în maxim 3 luni cu primarul ne-au rezolvat. Deci unii s-au putut să rezolve repede, ne-au rezolvat. Unde necesită mai multe... Doamna, nici înțeleg, dar și 3 luni să legi nouă feric, oamenii nu li s-au înfugit. Dar e problema dâncilor, asta voiam să fac. Domnul Dinu, la ieșire din Târgu la unde s-a surpat drumul, a fost necesar un an și ceva să repar, să chituiască cu o roabă de balastru. Ce dreaptă vorbim. Păi și atunci de ce noi venim exact ca și la crap? Să-i dăm noi lor posibilitatea să nu plătească taxe și impozite, să nu plătească crap. Păi dar la ei nu prevede legea să îmbunătățească și să adună. Dar primăria n-are dreptul să facă o sesizare, de cum fac eu consumator abonat. Băi, Dinu, că nu mi-ar dibe cu primăria, n-are dreptul să facă o sesizare de asta, să intervină la urgență sau... Domnul la este că de la cimitirul formă este că nu este schimbarea, trebuie verificate și luăm o măsură. Tot la fel, se pune la cam 210 vot la cap de linie. Nu poți să suzești un aparat de sucedură, numai la cimitir, că nu treabă nici aparatul de sucedură, nici motoare. Altă problemă care vreau să ne iau aici. Așa, altă problemă. Cu doamna, anul ăsta am făcut canalizarea la Vișoara și noi am greșit că nu trebuia să le permitem să aștepte pământul de caldărâm. Nu se așează pământul de caldărâm, se o pune direct în basculă. Tot timpul trebuie să fie drumul curat. Cine a lucrat în sănătate știe că se lucrează. Seara, numai cu 4 angajați, dădeam în funcțiune autostrada. Deci o seara, după ce făcea canalizarea, dădeam în funcțiune autostrada. Cu asfalt pus la nivelul solului, cu tot. Deci el nu mai trebuie să aștepte pământul pe caldărâm, din cauza că asta e problema noastră. Să strică drumul chiar din cauza asta, că îl așează, îl ia cu buldozerul, sapă, face grob, până din la obiu. Că o să revină domnul să... Trebuie să discutăm cu... Până în temă și pe dumneavoastră să... Iar pe câmp, din țară... Acolo și mai supra de gheață. Acolo s-au fost ăla, din cauza canalizării, n-au fost... Nu s-a dus balastul pe drumurile din câmp. Domnul știe că au fost probleme, măcar anul ăsta, poate că puteți să mai... În primăvară avem de dânsă balastul pe drumurile care... Am știut pe domnul primar, au văzut cei... Am fost, am fost. Avem câteva priorități acum, rapid și restul în primăvară tot. Da. Spune din 2 în 2 ani. Da, domnul Sabău, spuneți-vă punctul de vedere să spune și eu la asta. Noi am putat, n-am terminat, dar nu ai fost atent, domnul. Domnul Sabău are de legi. Vreau să mai pună, să-și pună două, trei puncte. Referitor cu toaletarea copacilor pe drum, i-am zis doamnei viceprimară, cum mergem înspre aerodrom, din câmp, sunt nucii aia mari care crengile cadă în stradă. Rupim oprins, zgâriem tractoare, combinii, care costă o căruță de bani. Ar trebui luat o măsură... De acum bănuiesc că nu mai aveți. A cui proprietăți? Dar sunt mulți, nu numai nuci, o grămadă sunt care... Dacă vreți să vedeți, eu din asta, mergeți în spatele cimitirului ortodox, eu am făcut... Am trimis bun de excavator, nu remorcă, tractor, drujbă și am toaletat să vedeți cum se toaletează. Eu din banii mei am făcut. I-am spus, doamne, de atâtea ori. A trebuit, dar nu cu are regim special. Da. Nu cu zicare regim special. Haideți, doamne, dacă stăm acum după un regim special, nu. Păi atunci crești și o să nu o să mai putem circula. Deci am făcut, da, merg jumătate. Păi tocmai de asta nu merge treaba, că are regim special. A știi cetățeanul ăla care are regim special, trebuie tăiet să... Poți circula. Nu pot. În primul și în primul rând. Nu faci. Nu faci. Nu poți să faci nici drumul ca lumea că trece autocrederul. Nu poți să faci nimic ca lumea. Toaletarea s-a făcut pe jumătate. Știți, zona Vădării la Vișoara, deci s-a început. Acum noi avem un contract cu cineva care se poate să lucreze. Dar mai e drum. Da, dar numai acolo. Mai patru zone. Plus varadici. Dar ce face ăla la toaletarea aia, doamne? Eu dacă mă duc într-o zi, fac toată Vișoara. Eu dacă mă duc într-o zi, fac toată Vișoara. Dar nu-i problema de timp. Normal că trebuie să facă, dar... Păi cum nu-i problema? A zis că a fost acolo o zi și... Dar nimeni nu face decât pe bani. Nu. N-am fost. Păi eu într-o zi, fac toată Vișoara. N-am fost decât la... Deci să înțelegem de bani. Doamna a zis pe bani. Ce fără bani? Păi nu, dar cine vine clar? Nu, deși fără bani. Domnul primar, să luați atitudine. Și fără bani. Dar când e domnul Mureanu, când e lucrurile am făcut fără bani pentru primăria asta, nu știu dacă omul de aici au făcut. Domnul Sabău, mi se pare corect dacă veniți și dumneavoastră cu artist să spuneți, uite voi băieți, am făcut, uite, pe drumul ăsta și din intervalul ăsta. Nu știu. Foarte bine. Și vă apreciez. Știți că noi putem să spunem cetățeanul de onoare. Deci domnul primar poate să stabilească. Deci nu vreau cetățeanul de onoare. Haideți să vă pun și eu două întrebări. Anul ăsta au fost inundații și am înțeles că s-a primit o sumă. Unde s-au băgat banii respectiv sau ce s-a făcut cu ei? Dacă puteți să ne spuneți, pentru că nu apare în execuția bugetară, nu apare și nu pot să-mi dau seama. Nu știu, păi da... Asta în execuția bugetară ce s-a făcut? Păi da, în execuția bugetară, dacă apărea acolo... Deci ce s-a obținut după calamitățile respective pe Vișoara, proiectul CNI, da, cu asfaltarea, așa, și am primit niște bani pe Tuta, podețul din fața bufetului. Podețul la mititele format din două țevi de 800 sau de 1000 de cât o fi și care se formatează permanent. Și acolo o să scoatem țevile alea și o să facem un pod de zătări și de deschidere mai mare ca să nu mai fie probleme. Deci ăștia sunt banii care s-au primit. Deci banii s-au primit, finalizarea, adică nu a avut. Vreți să spuneți că nu s-a cheltuit banii. Asta vreau să știu. Da, deci nu s-au cheltuit banii. De acum vreau să... Rândul trecut am avut o discuție în legătură cu TV exclusiv. Dumneavoastră nu ați participat. Cine considerați că este de vină că nu s-a trimis e-mail-ul în timpul util cât scrie pe contract? Sau dacă nu s-a trimis informare că... Nu s-a trimis? Da. Sunt ședințe care nu s-au trimis mail-urile? Păi s-a trimis, dar cu o zi înainte. Și în contract stipulează cu 2 zile înainte. Deci omul se abrogă. E clar. Adică el își spune, bă, eu în contract stipulează la mine, trebuie să mă anunț cu 2 zile înainte, că știți că am vrut să fac un proiect, pentru că am considerat că nefiind filmat de 2 ori, am spus că, bă, nu se filmează pentru că nu are un contract. Și atunci am vrut să elaborăm un proiect de hotărâre prin care să dăm posibilitatea ca cineva și cine dorește să vină să filmeze permanent, da? Și atunci mi s-a spus că este un contract, am stat de vorbă cu dumneavoastră, a zis că da, până la urmă am obținut contractul, mi s-a pus la dispoziție, am citit, în contract stipulează că trebuie cu 2 zile înainte. Și s-a trimis cu o zi înainte. Ați găsit că de-a dat cu o zi înainte. Da, am primit, dar altfel n-aș vorbi. Deci, eu am spus la doamna să-mi scoată e-mail-urile transmisive, că eu nu pot să atac, adică să spun omului de ce n-a venit la ședință până când nu mă documentez, adică să știu. Că și dacă n-a fost corespunzător și contractul, conform contractului înștiințat omul, eu cum să mă duc, băi, de ce n-ai filmat? Dar să rezolvă problema, că probabil că e așa poți atunci. Deci nu asta este ideea. Ideea este că se filmează deci unele ședințe, unele că nu se filmează. Da. Dar asta înseamnă că nu se trimite e-mail-ul. Deci cine răspunde? Noi avem delegat pe doamna Toma ca să se ocupe. Mă îndoiesc că să fie așa cum ziceți dumneavoastră. O singură zi. Da, tot ce e posibil. În afară de filmare mai avem 7 lucruri pe cap care trebuie să se capăt. Deci e posibil, domnul Mărău, e posibil. Dacă nu citiți contractul și habar nu aveți contractul și habar nu mai e. Vreți și trebuie schimbat, domnul Soc. Dar nu că vreau să făd. Dacă este plătit, că în contract stipulează, că dacă nu, atunci e plătit. Bureanu, dar ce insinuezi atunci? Domnul Bureanu, haideți ca să nu te... Uitați-vă că în contract scrie și va fi filmat o ședință, nu o ședință, acolo scrie o filmare, nu? Ceva de genul. E posibil ca pe luna respectivă să fie avut? Nu spune, nu. În contract nu stipulează că dacă a venit odată, nu mai trebuie. Acolo în contract stipulează că la orice ședință ordinară trebuie, deci dacă este înștiințat, participă. Indiferent dacă are alte filmări. Deci asta este. Am înțeles. Deci, eu v-am întrebat cine răspunde în momentul în care nu trimite... Noi avem, v-am zis că avem pusă pe doamna Toma care se ocupă de... Domnule, și era și voi. Vă rog, vă rog. Deci, hai să punem un pic acum, cum se ia jocul oameni. O leagă, hai să băgăm niște bani, ceva, să băgăm niște balasuri pe drumurile astea. Deci facem, lăsăm, facem un dai pe pat. Punem balasul, vreau... Măcar cât de cât știu, știu, știu. Știu, domnule. Măi, să crează, probabil, trimit din astăzi, la 21. Dacă a mai venit o ploaie sau o zăpadă... La fel, mai venit. Și așa e două parți. Deci dacă nu vrem o leacă, măcar cât de cât mai mulțăm o leacă zăurile alea. Dacă tot ați vorbit, domnul Andrei, știți că la transportul când s-a alocat până acum, doar nu avem. Așa că la transportul până acum, ați luat pentru așa ceva. Ce faci și asta? Dumneavoastră așa să luați în considerare. Documentați-vă, puteți să deschideți și nu-i nicio problemă. Dar nu m-ați supărat, dar eu fi și-am luat de vedere. Deci nu vă documentați, că doar nu aveți, aprobați ori rectificare, ori execuția bugetară, da? Dar acolo la transportul este prevăzut suma și pentru ce lucrare. Ia v-a comentat, domnul președinte, că v-ați atâlnit la orice proiect. La orice și la rectificare și la orice mai atât de ăsta. Nu mi se poate spune dacă nu mi se aduce dovezile concrete. Adică pentru cheltuieli, când a să văd transportul, când s-a cheltuit. Dacă o să candideze ca primar, toate aceste proiecte să le pună în programul lui de candidatură. Asta e... Dar cine a zis că vrea să candideze? Domnul, dacă să... Ce s-a dat dacă am făcut electorală? Vedeți ce înseamnă? Deci plecăm fără să închidem și... Mi se pare de...